Ce faceți de sărbători? De sărbători stau cu Irina, cu familia. Am reușit de data asta, toate sărbătoarea Paștelui, acum oricum sunt în post, dar în prima zi de Paște, a doua, a treia, o să avem pe masă numai produse românești. Nu o să am roșii, așa zis proaspete, dar am roșii în bulion făcute de noi acasă, în rest numai produse românești și o să stau, o să încerc să mă bucur de liniște și de cei dragi. Vreau să le doresc tuturor românilor un Paște foarte, foarte liniștit. Să fie cât pot ei să fie de fericiți, de bucuroși, să bucure de prieteni, de familie și să nu uite totuși că țara asta are un potențial extraordinar de mare și totuși este o țară stabilă care poate asigura venituri mari pentru români și o viață foarte bună. Mulțumesc foarte mult! Paște fericit tuturor! Paște fericit!